Acesta este carburatorul la motocultorul nostru. Ia uitați-l cum se prezintă. Îl curățăm puțin de această mizerie. Apoi îl vom desface împreună și îl vom curăța. Vom folosi acest spray. Este un spray special pentru curățat carburatorul. Și îl vom desface împreună și vedem dacă este pe undeva vreun circuit înfundat sau care este problema. Ok, deci pentru a desface acest carburator avem aici un șurub de 10 și cu okay, de 10 desfacem acest șurub. Este destul de strâns. Ok, am desfăcut acest șurub. Ok, și avem acest păhrel. Ia uitați ce e în interior. Ia uitați ce e aici. Ok? Deci priviți ce, câtă mizerie în acest carburator. Da, deci este ceva incredibil. Rugină și, bineînțeles, trebuie să curățăm tot. Așadar, vom scoate acest flotor care antrenează și cuiul Ponto. Îl vedem, da? Verificăm să nu fie crăpat. Apoi, avem de desfăcut, dacă observați acolo, cu o cheie trebuie să desfacem acel jigler care reglează debitul de benzină care pătrunde din carburator și mai avem încă unul aici. Deci desfacem acest jigler care reglează inclusiv clapeta de accelerație. Ok. Așa, apoi ușor scoatem și acest jigler de aici. Ok, va trebui să curățăm tot pe aici, inclusiv și aici, vedeți că aveți, trebuie și acolo curățat cu spray-uri de curățat carburatoare. Ok, vom desface inclusiv robinetul de benzină imediat cu o cheie. Secundă. Acest robinet de benzină. Aici se... desfacem. Cu atenție totuși. Observăm că se desface. Ia uitați ce e aici. Și aici priviți. Deci, ia priviți aici. Dacă priviți cu atenție, ia uitați ce e aici. Da? Ia uitați ce avem în carburator. Este evident că nu poate funcționa în mod corespunzător utilajul la modul acesta. Deci este absolut incredibil. E clar că benzina a fost... bine, în principiu... cât de calitativă sau nu, dar ideea e că așa arată carburatorul. Așadar, aveți grijă dacă cumva se întâmplă să nu vă funcționeze corespunzător, ca și cum nu ar avea, de exemplu, merge cu șocul puțin tras la mijloc, gen, verificați să vedeți dacă nu cumva este înfundat vreun circuit. Așadar,
Acum desfacem și de aici. Avem aici două șuruburi la acest robinet. Vedem ce găsim și aici. Și apoi, bineînțeles, vom curăța fiecare piesă în parte. O vom lua frumos pe rând și o vom curăța. Și, bineînțeles, asta va rezolva în mare parte problema. Acesta este robinetul. Aici era leacă mai ok. Avem și garniturile acele acolo. Acum va trebui să desfacem acest șurub. Aveți nevoie de o cheie, de o șurubelniță lată. Ok, cu mare atenție de acolo. Acest jigger este foarte important dacă a tras toată mizeria aceea din... atras prin aceste orifici care sunt destul de fine. Da, există posibilitatea să funcționeze foarte greu, foarte dificil, necorespunzător. Okay. A ieșit. Acum mai avem acolo încă o chestie. Băgați puțin șurubelnița ușor pe aici și în principiu ar trebui să iasă. Ok, so, ușor băgați pe aici ceva ca să puteți împinge și vedeți că a ieșit. Trebuie curățat. Foarte bine, vedeți că are acele orificii, dacă le observați. Ok, acum să punem totul la oaltă. Deci, prima dată avem acest jigler care vine pus prima dată. Ok, aveți grijă să verificați să ajungă pe partea asta la altă. Îl împingeți puțin cu o șurubelniță cât să... Ok, acum e ok. Acum acesta, după ce l-ați curățat bine, ok, cu o șurubelniță strângem, aveți grijă să nu-l stricați, pentru că este dintr-un bronz ceva și se strică extrem de ușor. Îl strângeți, dar fără să forțați. Acum punem plutitorul, îl punem frumos în poziția sa. Ok, și tija care îl ține pe poziție, împreună cu cuiul Ponto, vedem, trebuie să fie orizontal cu marginea carburatorului, se observă, da, e ok. Acum vom pune și garnitura, am luat o garnitură nouă, pe care o punem frumos în poziția care trebuie. Ok. Venim cu frumos. Venim și cu acest șurub pe care îl punem la locul său. Este destul de simplu de curățat un astfel de carburator. Deci strângem în mod rezonabil cât să nu curgă pe aici. Ok. Acum montăm și acest robinet de benzină. Avem această clapetă inițial. Ok.
acest arc și apoi, bineînțeles, cele două șuruburi. Le strângem frumos. Okay. Este o motosapă foarte puternică, această motosapă de 15 cai și uneori mai întâmpinat și astfel de probleme. Robinetul funcționează ok. Acum vom pune inclusiv acest jigler care vine frumos pus în poziția aceasta. Apoi acest distanțier și bineînțeles apoi acest șurub care ține totul la oaltă. Îl dăm până la jumate, apoi vedem în timp ce funcționează motorul, dacă vrem mai turat, mai puțin turat, mai reglăm de aici. Ok, acum avem și această garnitură și acest, ați văzut cum era pur și simplu înfundat cu mizerie. Strângem bine. Ok. Și deci cam aceasta este curățarea unui carburator pentru un motocultor Ruris sau motosapă. Este aceeași chestie. Nicio diferență, da? Acum vom pune totul pe poziție și vom face o probă și o vom pune și pe motor și pe motosapă.